găsit prieteni. Invitații întâlnirilor noastre, de obicei, își croiesc succesul pe pământ. Oaspetele nostru de astăzi și-a atins performanțele profesionale în necuprinsul cerului la mii de metri înălțime. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc! Vă rog, luați loc! Domnule comandor Mihai Batoc Bujeniță, vă privesc și încerc să-mi închipui cum se afla la manșă, ce atitudine avea pilotul de odinioară, cunoscându-vă scrierile de astăzi pline de umor, de ironie și de sarcasm. E bine că vă gândiți, eu unul nu mă mai gândesc. Este o diferență mult prea mare între ceea ce a fost și ceea ce este, măcar în planul fizic, să spunem, deși planul fizic reflectă întotdeauna structura intimă, sufletească, dacă vrem să spunem. A fost o frumoasă nebunie, nu că acum ar fi ajuns înțelepciunea, Doamne ferește, dar acum se manifestă această nebunie altfel. Aveați și atunci umor? Nu făceam absolut nicio glumă în materie de profesiune, însă firea mea, hai să spunem ironică, din păcate se manifesta de mult prea multe ori, ceea ce nu a fost chiar foarte bine pentru, să spunem, carieră. Da. Ce înseamnă performanță pentru un pilot de avioane de vânătoare supersonice? În primul rând, învățare în fiecare zi. Mult. Trebuie să înveți foarte mult și nu numai teorie, ci și practică, să exersezi foarte mult. O viață dură, folosesc în deplină cunoaștere de situație termenul dură. Ne închipuim și noi că a fost o viață dură și este o viață dură pentru pilotul de avion de vânătoare supersonic. Cu foarte multe restricții. Și a fi performant înseamnă a atinge toate treptele de profesionalism ale meseriei. În ce s-ar materializa aceste trepte pentru publicul care nu este familiarizat? Deci, în primul rând, să devii pilot de pe vânătoare pe avioane supersonice era o treaptă de calitate. Prima. Pe ce avioane ați zburat dumneavoastră? În general, MiG-21. Deci aici mi-am făcut cariera
Dar și pe MiG-15? Ba, sigur că da, am alte 10 avioane pe care am zburat. Dar, în principal, MiG-ul 21 este avionul cu care am profesat cel mai mult. În al doilea rând, să-ți atingi treptele de calitate pe avionul și la categoria de aviație la care te afli. Deci eu am fost la aviația de vânătoare, trebuia să devin pilot clasa 1 pe avioane supersonice. Am devenit. Asta înseamnă să zbori în orice condiții, în orice timp, orice anotimp, indiferent de condițiile meteo. Ce viteză maximă ați atins cu avionul vreodată? Fiind supersonic, sigur, era peste viteza sunetului. Da, da, da. Erau niște exerciții specifice în care avionul trebuia dus la viteza și la înălțimea maximă prevăzută în nota de exploatare. Deci era 2071 de kilometri, Mach 2.03, că viteza în kilometri nu reprezintă chiar foarte un indiciu foarte bun. Cum să nu? Pentru noi, pământenii, da, da, reprezintă 2000 de kilometri pe oră, înseamnă ceva. Da. Și cea mai mare înălțime pe care am atins-o cu un avion MiG-21, care era nou, 28.000 de metri. Știți, acum când vorbim de 28.000 de metri, având în vedere proiecția noastră, Cosmos, sateliți, Voyager și așa mai departe, pare puțin. Ce și totuși, cum era la 28.000 de metri cerul patriei? Haideți să vă spun că, în primul rând, este foarte diferit de ceea ce ne închipuim. Cerul de deasupra era negru, iar cerul de dedesubt, cum mai era o bucată de cer și dedesubt, era frumos, era alburiu, albăstriu, așa, funcție de acoperirea cu nori, componența atmosferei, mă rog. Însă, jos era lumină și sus era întuneric. Aceste avioane sunt monoloc, zburați singur. Da, în principiu, da. Doar avioanele de instruire ale acestei categorii sunt cu două locuri. Și cum era să fii singur acolo, în cer? Știți, eu acum mă gândesc că de foarte multe ori când îi văd pe cosmonauții aia care ies cu rucsacul zburător și fac în cosmos tot felul de... Oamenii, cum o fi să fiu singur? Deci, întrebarea este că dacă ai suficient antrenament, să spunem, dacă ai și condițiile inițiale psihice, vorbind, și fizice, să poți să stăpânești această senzație de singurătate, deși principial nu ești singur, că mai vorbește unul cu tine în cască, mai... dar e o angoasă, fără îndoială. Ați avut-o această angoasă când ați început cariera de pilot de vânătoare pe supersonic? Da, principial, de fiecare dată când ieși la zborul în simplă comandă, e cea mai puternică angoasa în timpul acelui zbor. Deci, dacă până atunci erai cu instructorul, dintr-o dată, ai decolat și înțelegi faptul că nu mai este nimeni cu tine, deci trebuie să rezolvi tu toate problemele. Și, principial, hai să spunem că le-am rezolvat. Spuneați anterior că trebuie o pregătire temeinică. Un cuvânt generic care este valabil în orice profesiune, pentru orice om care își dorește succesul. Și aș fi vrut să detaliem un pic ce înseamnă o pregătire temeinică pentru un pilot de asemenea învergură. Am vrut chiar să fac această specificație pentru că, din păcate, în zilele, în fericitele noastre zile pe care le trăim, vedem o pervertire a ideii de profesionalism. Profesiunile trebuie, indiferent, că am un mare respect pentru orice gen de profesiune, trebuie luate în mod serios, de jos în sus. Nu vei ajunge niciodată un artist într-o profesiune, un virtuos. Un virtuos într-o profesiune, dacă nu ai început cu începutul. Dumneavoastră ați început cu începutul. Cu începutul, sigur că da. Deci toți anii aceia de pregătire, mulți,
și grei și e multă seriozitate în afacerea asta, că nu se poate altfel. Dumneavoastră proveniți din zona Galațiului, dintr-o regiune mai aproape de Prut, de Dunăre, să spunem de apă, de mare, de deltă și mai puțin de zonele cunoscute cu baze aeriene. Cum ați ajuns să deveniți militar și pilot? Știți, în general suntem tentați să folosim conceptul de întâmplare. Întâmplarea nu există. Totul este într-o logică perfectă, numai că de foarte multe ori această logică este deasupra înțelegerii noastre. Sigur că da, am în familie având și marinari, am vrut să mă fac marinar. Cine era marinar? Tatăl meu a fost marinar în Marina Comercială. La vremea când Marina Comercială mergea peste tot, deci era angajat în diferite companii de marină, mă rog, de regulă grecești. Și și-ar fi dorit să-i urmați exemplu? Nu cred. Nu cred. Tatăl meu era un foarte bun mecanic, profesionist, așa. Îi plăcea să șurubărească, să facă. El ajunsese marinar pentru că atunci când l-au luat în armată, l-au dus la marină. Și lui s-a părut interesantă chestia asta și a făcut-o chiar și pe timpul războiului, până când s-a desființat într-un fel Marina Comercială și a devenit în primul rând națională și așa mai departe, cu niște restricții. E, și el avea niște povești formidabile, cum furtunile din Golful Biscaia, cu petrecerile din Tunis și așa mai departe. Astea erau poveștile care le spunea când erați copil. Sigur că da. Și povești adevărate. Nici nu știu cât de adevărate, dar oricum le povesteam așa fel încât păreau foarte adevărate. Și evident, eu am vrut să mă fac marinar. Am dat examen la liceul militar din Galați, care era cu specific de marină. După un an însă s-a desființat și am mers la Câmpul Lung. Iar la sfârșit... La Câmpul Lung, la liceul militar. Liceul din Câmpul Lung Moldovenesc. Câmpul Lung Moldovenesc, da. Și la sfârșit era acolo în protocolul absolvenților opțiunea pentru mai multe arme, dintre care una era marină, dar la vremea aceea școala de marină se făcea numai la Baku, în Uniunea Sovietică, fosta Uniune Sovietică. Și sigur că eu aveam această țintă, numai că atunci când am absolvit noi, Bacul, marina a fost scoasă din opțiuni și mi s-a părut mie că cel mai interesant este să mă duc la aviație, ceea ce am și făcut. De atunci, de la vârsta adolescenței, aveați dorința de a face ceva altfel decât ce fac tinerii de obicei și drumul vieții să fie unul mai spectaculos decât al celorlalți. Da. Consider acum că este o nerozie, dar așa era. Îmi doream să fac altceva altfel. E, cum să vă spun eu, mie nu-mi pare rău că din mine nu a dispărut copilul, nu a dispărut adolescenței încă. Deși ați trăit 28 de ani pe avioane supersonice de vânătoare. Da. Nu e o joacă. Nu, deloc. Nu, deloc. Nu mi-am pierdut entuziasmele, nu mi-am pierdut idealismul, dacă vreți. Știu că sună desuet, dar nu l-am pierdut. Și o mulțime de lucruri pe care le ai în tinerețe, te bucuri de ele, au farmecul lor și la care cu timpul renunți. Te scorojești, te acoperi de rutine și așa mai departe. Aș zice, domnule Mihai Batoc-Bujeniță, nu v-ați pierdut bucuria de a trăi, pentru că în meseria dumneavoastră, între a fi în viață și a nu mai fi, spuneam, e vorba de fracțiuni de secundă. Da, așa este. Și trebuie să vă spun un lucru. Cei care se joacă mai mult cu moartea, cu ideea morții, iubesc cel mai mult viața. E normal și este firesc. Unde ați început ABC-ul aviației? L-am început la Boboc, acolo era școala de aviație, actuala Academie de Aviație. În județul Buzău. În județul Buzău, cu un om
despre care am auzit zilele trecute, că a murit la 83 de ani, cu el am făcut primul zbor, numitul zbor de aclimatizare. Domnul Vollweiter era locotenent major pe vremea aceea, acum la 83 de ani a trecut la escadrilele veșnice, Dumnezeu să-l aibă în pază. Și era o zi de mai, cu tot ce înseamnă luna mai. Un cer de un albastru răzvrătit, totul verde, totul frumos. O zi calmă, senină, una din acele zile în care nu-ți dorești să mori. Ei bine, și am urcat în avion, bine, aveam pregătirea teoretică făcută, aveam toate antrenamentele la zi, am urcat în avion și, normal, decolarea, aterizarea, tot zborul, de fapt, era făcut de instructor și avea ca scop să vadă cum te comporți. Reacțiile dumneavoastră la primul contact cu înălțimile? Cu cele trei dimensiuni în care pentru prima dată te afli și le percepi în întregul lor. Aș putea spune că am fost ca anesteziat. Era totul atât de frumos, atât de neobișnuit, încât creierul nu putea prelucra toate datele în ritmul în care ele se petreceau. Și eu n-am înțeles cu adevărat frumusețea acelui moment decât după ce am coborât din avion. În rest am fost așa ca un spectator la un film care merge mult prea repede, știți? Tot a fost superb. Nu v-ați speriat? Nu v-a fost frică? Nu. Acum să vă spun un lucru. Sau amintirile sunt estompate la această nu, dată? Nu, într-adevăr așa nu este. Nu mi-a fost frică, dar vreau să fac o delimitare. Frica este unul dintre cele mai bune elemente pe care le avem și cu care noi reacționăm în fața neprevăzutului de regulă. Este o capacitate de stimulare a tuturor simțurilor, să spunem, pentru a face față cu promptitudine unui eventual eveniment la care tu nu te aștepți. Nu știi ce va fi, dar corpul tău este pregătit. Deci frica principală este foarte bună. Este grav când se transformă în teamă. Teama induce niște blocaje, dar și mai grav este atunci când se transformă în panică. Pentru că în momentul acela creierul iese din funcțiune, secțiunea logică a creierului, cea care are învățările, și rămâne în funcțiune creierul din spate, creierul instinctual, și reacționezi din instinct, numai că instinctul nu este bun când te afli pe un aparat în zbor. Instinctul este bun în pădure, vei fugi mai repede, te vei cățăra acolo pe lucruri pe care creierul le-a mai exersat vreodată. Dar în avion nu. Ce ați învățat în școala superioară de aviație de la Boboc? Erau principial două mari direcții de învățare. Absolut firești, de altfel. Una cu o componentă tehnică, în care învățai despre avioane, despre, și o alta legată de asta, despre cazurile deosebite care se pot petrece la, despre pilotaj, despre navigația aeriană și multe, multe alte cunoștințe de genul acesta, și o componentă politică. Nu trebuie să vorbim urât despre așa ceva, pentru că eu am văzut, de exemplu, mult mai târziu, cum se produce această componentă în armata americană, de exemplu. Păi ceea ce făceam noi era o joacă de copii și care nici măcar nu și atingea scopul, pentru că era seacă, era rigidă. Te tot punea să înveți, niște chestii. Ați făcut o perioadă de perfecționare în Statele Unite? Am fost de mai multe ori în relații cu ei și la bazele lor și am văzut acolo. În Germania. Acolo pregătirea aceasta de tip politic, hai să-i spunem patriotic, la ei se face secundă de secundă. Și din cauza aceasta are și efecte mult mai bune. La noi se făcea, suna clopoțelul, intrai la ora de socialism științific, de unde
singura preocupare era cum să scapi fără să iei patru sau ceva de genul acesta, știți? Ei, la ei se face mult mai subtil. Și vreau să vă spun că mi-aș dori să ajung ca și în armata română, și spun de ce mi-aș dori să ajung ca și în armata română, să se facă o asemenea pregătire psihologico-patriotică. Foarte bună și foarte eficientă și foarte necesară. Și pregătirea fizică pentru un pilot este foarte importantă. Este într-adevăr foarte Făceați important. Așa ceva? Aveați în fiecare, ore de Deci la fiecare fizică. Zi de pregătire pentru zbor, că principial programul, vorbesc de regiment, era o zi de pregătire și o zi de zbor. Bine, nu era ca acum, că vinerea până la ora. Noi zburam până sâmbătă, seara era și debea duminică, iar anul de zbor se termina în 25 octombrie și începea în 3 ianuarie. În fiecare zi de pregătire teoretică aveam 2 ore de sport, de pregătire fizică, făcută cu instructor de pregătire fizică, tot ceea ce cere un asemenea gen de pregătire. Foarte, foarte important și el. Aveați parametri buni dumneavoastră? Dacă am ajuns până la 52 de ani, da, am avut parametri buni. Vă mai amintiți când ați zburat prima dată singur? Și cu ce avion? Da, prima dată singur am zburat cu un avion Yak-18. Era avionul de faza 1, că era cam așa, era un avion clasic de faza 1 în școală, un avion clasic în faza a 2, așa era pe vremea noastră, și un avion reactiv MiG-15 în faza a 3. Am zburat prima oară cu avionul acesta, Yak-18, un avion rusesc foarte bun pentru pregătirea specifică în acel moment, un avion de o mare fiabilitate și simplu de pilotat și foarte sigur în zbor. Ei bine, trebuie să vă spun că în primul zbor acesta de nu am putut avea nicio emoție. Totul era atât de riguros și atât de încărcat de evenimente succesive, încât nu am putut avea emoții. Emoțiile le-am avut doar când am venit la aterizare și e un obicei la piloți, am fost aruncat de colegi în spini. Se adunau o tufă de spini și când ieșai la simplă comandă, te luau ei și te aruncau în spini aia. Era botezul focului. Era botezul focului și avea o semnificație profundă. Că viața nu este verde și pufoasă, așa cum părea tufa aceea de spin, și are și, hai să spunem, asperitățile ei. Și apoi v-ați perfecționat în zboruri, ați ajuns militar cu acte în regulă, nu vă tenta să optați pentru avioanele de linie, cursele de pasageri, aviația civilă? Aș putea spune că există ceva nedeslușit în mine care m-a făcut ca întotdeauna să-mi doresc să fiu militar. Nu am avut absolut niciodată o tentație de a ajunge la o altă categorie de aviație. La acea vârstă erați comunicativ sau erați mai retras, introvertit? N-am fost niciodată introvertit, am fost un extrovertit, am avut contacte sociale relativ bune, prietenii care unele durează și până acum. Și în general, mulțumesc lui Dumnezeu, am avut o fire foarte adaptabilă. Se spune că această capacitate de adaptare este o condiție sine qua non a inteligenței. Cei care se adaptează sunt principial mai inteligenți. Nu știu dacă așa. Pentru că adaptarea este de fapt o formă de supraviețuire. Nu știu dacă este așa, dar eu am fost foarte adaptabil. Câți colegi ați făcut școala aceasta și câți ați optat pentru avioanele supersonice de vânătoare? Am plecat din liceul militar 100 și vreo 30 la examenul medical pentru aviație. Deci aproximativ jumătate de promoție a vrut să vină la aviație. Era și firesc pentru că v-am spus, celelalte opțiuni erau infanterie, artilerie,
lucruri așa mai... Mai pământești. Mai pământești. Și atunci aproximativ jumătate din promoție a fost la examenul de medical pentru... Interesant acest lucru. Da. Din vreo 130, din aceștia 32 am reușit, am trecut examenul de medical, care era de fapt examenul de bază și am mai susținut un examen teoretic, de altfel ca și toți ceilalți. Am ajuns în școală, iar în școală au mai venit încă 32, încă o grupă din licee civile. Numai că aceste două componente s-au amestecat din considerente didactice foarte valabile. Deci am intrat 64. Am terminat 42, iar la supersonice, unde au fost iar o serie de teste, de examene eliminatorii toate, am ajuns 14. Și acești 14... Numai doi au ajuns la pensie pe avioane supersonice. Au ieșit la pensie de pe avioane supersonice. Și din ei doar doi mai trăiesc, să înțelegem? Nu, trăiesc mai mulți, însă din cei care au pornit pe avioane supersonice, mulți au... Au zburat până la vârsta pensionară? Nu, până la o anumită vârstă, după care au trecut la altă categorie, însă trebuie să recunosc că două treimi n-au mai făcut niciuna, nici alta. Dumneavoastră, cum ați rezistat 28 de ani să zburați? Cât ați zburat pe supersonice? 4600, aproape 4700 de ore de zbor. Dar aici aș vrea să fac o specificație. Dacă pilotul de pe cursă se urcă în avion și face o cursă de 8 ore dus și 8 ore întors, el a făcut 16 ore. Cu o viteză de... O viteză 800-875, da. Mă rog, cât e viteza lui de croazieră. Eu, ca să fac 16 ore, trebuia să aterizez de vreo 50 de ori, pentru că orele pe care le făceam eu se compuneau de multe ori dintr-un tur de pistă de 10 minute sau dintr-o zonă acrobație. Pentru că la o viteză de peste 2000 de kilometri la oră, noastră, făceați în conjurul țării într-o oră și jumătate. Chiar și mai puțin, știți, dacă aș spune că un viraj în supersonic avea o rază de 60 de kilometri, ceea ce e... Dar dacă mi-a spus 4600-4700 de ore, aș face un calcul și aș spune că dacă ați fi zburat continuu 24 de ore, ar fi fost vreo ați stat în viața noastră 7 luni numai în aer, continuu. Cam așa e, da, da. Ceea da. Ce înseamnă da, da, ceva. Da. Bine, ne-am jucat un pic cu cifrele pentru a încerca să fim mai expresivi. Dincolo însă de toate acestea, cred eu că maestria și curajul sunt elementele principale ale profesiei dumneavoastră. Maestria, da. Cât despre curaj, eu am unele mici rezerve. Am cunoscut oameni foarte curajoși în aviație, numai că de cele mai multe ori au sfârșit-o prost. Există o limită a curajului. El nu trebuie să intre în inconștiență. Sigur că da. Dau un exemplu. Un exemplu în care au pierit mulți oameni. Este într-adevăr un curaj să faci, de exemplu, acrobație aeriană cu avionul supersonic la înălțime mică. Să te vadă lumea, să nu știu ce, tu să fii motorul ăla 6.000 de kilograme forță, care ceva. Este o limită curaj. Numai că la acest curaj trebuie să ajungi învățând pas cu pas. Dacă treci peste etape, riști să ai surprize foarte neplăcute și din păcate eu am văzut acest gen de surprize neplăcute când avioane s-au prăbușit în fața mulțimilor. Efectul este dezastros pentru psihicul maselor. Dar pentru psihicul colegului? Și mai prost. Ce simțeați când un coleg se prăbușea cu avionul? Am să vă spun o mică poveste. Noi, la un moment dat, am lucrat în școală ca instructor șef de pilotaj. Eram instructorul șef de pilotaj al școlii. Și aveam promoția.
Promoția care pornea făcea 4 ani și pe timpul acestor 4 ani era evaluată de instructori pe baze științifice, dar și pe o bază neștiințifică. Instructorul își spunea părerea lui subiectivă despre pilotul pe care îl instruia. Pilotul, deci el avea o grupă de 5 oameni și cu ăștia făcea antrenamentul un an sau chiar 2. Și el exprima la sfârșit, spunea, nu cred că poate, are capacități să meargă pe avionul supersonic. Dar părerea era subiectivă. Nu se baza pe niciun test științific. Ci era o intuiție venită pe experiența din experiența lui, pe propria lui, pe cunoașterea lui. Pentru că el observa, vă dați seama, stătea cu elevul acela și la pregătire. Și aproape, toată viața lui era cu elevul. Elevul principal, desigur. Și la un moment dat, la repartiție, a venit un tovarăș din conducere și a luat fișele la... Deci el hotăra repartițiile. Erau 5 piloți care aveau această specificație în nu este apt pentru avion supersonic. Era o părere, da? Și ăsta zice așa, cum bă, adică nu e apt? Nu e apt medical? Apt medical este. Nu e apt, de ce nu e apt? Că are 20 de ani, domnule, știți, instructor, lasă-mă, mă, cu ce ei au zburat supersonic, ce știu ei despre ce e vorba. Și i-a trimis pe toți 5 la supersonice. Într-un an de zile, 3 au murit, iar din aviația supersonică au mai plecat încă 12 oameni. Deci, acesta este, cum să vă spun eu, efectul de bumerang al hotărârilor de tip pompieristic și care nu țin seama de profesionalism. De obicei, care erau cauzele? E foarte simplu. În toate accidentele de aviație din lumea asta, 80% este vina omului. În relația om-mașină-mediu, omul este veriga slabă. Ce misiune ați îndeplinit? Era o perioadă de pace, deci din 1967 până în 1993 nu au fost evenimente militare pe teritoriul României. Eliminând, să spunem, conceptul de inamic aerian, aviația întotdeauna se pregătește pentru luptă. Deci, în afara zborului pe care îl faci ca antrenament general, faci zboruri dedicate, adică tragi cu armamentul, tragi cu rachetele, dai cu bombe și așa mai departe. Știți? Deci toate, nici nu s-ar putea concepe, sincer să fiu, să zbor pe un avion de luptă fără să-i folosesc capacitățile de luptă. Că așa ar însemna că mă plimb cu un avion supersonic, care costă enorm. Era avion de vânătoare. Ce înseamnă acest lucru? Că principial el era folosit ca vânător, ca interceptor. Deci aviația de vânătoare... Împotriva celor care ar fi atacat statul care român. Care atacă. Principial aviația de vânătoare luptă cu aviația de bombardament. Dar trebuie să facă față și aviației de vânătoare care însoțește de regulă aviația de bombardament care e inamică. Dar mai erau și misiuni specifice atacului la sol. Mă rog, să ne imaginăm trupe, tancuri, comandamente, noduri de căi ferate și așa mai departe, în care trebuia să tragi cu armamentul de la bord asupra țintelor de la sol. Bombele fiind în acest sens primele care se foloseau. Deși a fost o perioadă de pace, au fost 2 evenimente mai deosebite care s-au petrecut în spațiul românesc și în jurul României. În 1968, invazia în Cehoslovacia și apoi Revoluția de la 1989. Unde v-au găsit aceste evenimente și ce a trebuit să faceți în caz că lucrurile evoluau? A mai fost un eveniment între ele, războiul din Orientul Apropiat, Israel, Egipt, acolo.
care ne-a afectat foarte mult, pentru că marele nostru prieten de la Răsărit era parte direct implicată în acel război care principial pe noi nu ne privea. Trebuie să vă spun că acele situații politice, politico-militare încordate ne-au dus pe noi, cei din aviație, deci primii care am fi intrat în luptă de fapt, în exact starea de război. Deci noi am intrat în alarmă și am rămas acolo cu 2-3 luni, timp în care făceam numai zboruri de pregătire de luptă. Mai făceam și zboruri de interceptare, pentru că marele prieten ne mai testa la graniță reacțiile. Veneau cu avioanele, treceau pe lângă graniță, intrau puțin în teritoriu ca să urmărească timpii noștri de reacții. În afara țării ați avut misiuni de exercițiu? Da, da. Era poligonul de la Astrahan, unde trăgeam cu rachetele aer-aer în ținte teleghidate. Este pilotul de avioane, de vânătoare supersonice, un singuratic, un om pentru care familia e greu de conceput? Datorită privațiunilor, datorită programului, da, datorită stării în care se află permanent? Eu cred că toți profesioniștii de o anumită clasă, mă refer la profesiunile cu un grad de implicare total. Știți că aviația nu este o profesiune pe care încui biroul după 8 ore și pleci acasă, te joci cu mâța și a doua zi te duci. Nu, aviația este un lucru pe care îl porți cu tine zi de zi, ceas de ceas, întotdeauna. E în tine. Dar eu cred că profesioniștii de un anumit nivel au o anumită problemă cu familia. Nu pot da familiei atât cât ea, haideți să spunem, cere sau poate chiar are dreptul să primească. În acest plan al vieții, piloții au niște probleme. Nu este chiar familia ideală. E și o asemănare cu situația dumneavoastră? De ce să fac eu o excepție? Prin câte locuri ați umblat prin țară? Câte domicilii ați avut? Deci am locuit în 10 orașe și în 11 locuințe. Nu vă întreb întâmplător, tocmai pentru a ne racorda la ideea anterioară, că și această mișcare, această relocare continuă a militarului afectează familia. Știți, mai ales că familia noastră, vorbind în general așa, avea ambii membri principal, ambii membri ocupați în muncă. Ori trebuia, bine, tu primeai ordine, te duceai într-un alt serviciu și așa mai departe. Dar soția, de exemplu, trebuia să plece dintr-un serviciu, trebuia să-și găsească altul cu implicațiile de... Unde ați stat mai mult? Cel mai mult am stat pe aerodromul Borcea, lângă Fetești. Acolo unde, de fapt, am început cu aviația supersonică. Cât timp? 12 ani. Ați mai fost, spuneați, la Bacău? Bacău, Craiova, Ianca, am zburat pe toate aerodromurile din țară cu diferite misiuni. Ați ocupat și funcții de conducere, pentru că am văzut în biografia dumneavoastră, ați făcut și Academia pentru funcții de comandă, Academia Militară. Da, am făcut în 75-77 și m-am ocupat tot felul de funcții de comandă. Cea de pe urmă de pe care am și ieșit la pensie a fost de comandant de mare unitate de aviație, respectiv flotilă. De unde? De la Craiova. La ce vârstă? 52 de ani. La 52 de ani, da. Așadar v-ați despărțit de aviație. Nu ați fost solicitați să deveniți formator, instructor, pentru că ce ne-ați povestit, dar ce mai și știm, dar nu mai avem vreme să dezvoltăm, aici înseamnă foarte mult pentru nevoile actuale, da, de formare ale militarilor. Vedeți, eu consider că este o pierdere, o tară, o apucătură a societății noastre de a renunța la oameni pentru care a cheltuit
enorm de mulți bani ca să-i formeze. Și spune, domnule, am împlinit o vârstă, este omul la pensie, eu sunt perfect de acord cu acest lucru. Pentru că nu trebuie să stea omul peste o anumită vârstă într-un domeniu. Indiferent care este. Ne gândim la acum, trebuie să vină și cei tineri, nu trebuie să blocăm. Foarte bine. Al scoate pe omul acesta în afară de orice, a nu-l mai folosi, plătindu-i acolo pensia pe care o merită, este o mare greșeală. Pentru că omul acesta aici, în acest moment, este cel mai pregătit. Are bagajul de cunoștințe cel mai mare. El cu timpul se va eroda. Și el poate deveni un formator. Ba mai mult, faptul că nu există, nu mai este în competiția pe funcții, pe competiția socială, firească, el poate deveni cu adevărat generos. Pentru că nu îl va mai împiedica nimic să dea tot ceea ce știe celor care vin. Pentru că pentru el s-a terminat competiția ierarhică. Și atunci el devine acel profesionist generos care ar putea să-i ferească pe cei mai tineri care vin după el de erorile pe care el le-a făcut în viață sau le-a cunoscut și așa mai departe. Nefiind solicitat, a trebuit să vă găsiți un alt domeniu pentru a face performanță. Probabil v-ați născut cu dorința aceasta de viață, de performanță, de succes și atunci v-ați aplecat spre literatură. Dar înainte de a aborda acest subiect, v-aș întreba cum ați ajuns la Iași? Cum v-ați stabilit la Iași? Din ce motive? Eram, soția mea era la Iași, și ea este militar, este major, medic, conferențiar, doctor în științe medicale, mă rog... Așa, acesta este motivul pentru care ați venit aici în Sanctuarul Culturii Românești. Și ea lucra la Iași, unde avea și locuință. Eu eram la Craiova și nu aveam locuință. Locuiam în... Decât una de serviciu. Locuiam de 15 ani, deci și la Bacău și în... la Craiova, am locuit în hoteluri militare. Mă rog. Și făceam și naveta. Deci ca să vă dați seama ce greu este de împăcat profesiunea cu... Făceați naveta cu avionul supersonic Craiova-Iași? Din păcate făceam cu un tren pe care nici nu vreau să mi-l mai aduc aminte. De ce literatură? Ați mai scris până la ieșirea la pensie? Da, am avut mai multe chestii, dar erau cu specific. Erau studii specifice, profesiuni și așa mai departe. Deci nu literatură. Și când am ajuns acasă, în jurul meu era o liniște și o tăcere țiuitoare așa. Era ca în văzduh. Da, era... Ca la 28.000 de metri. Da, eu la ora 6 săream din pat, îmi dădeam seama că nu mai sună niciun telefon, nu? Și am început eu să mă învârt prin casă, așa, nu? M-am apucat de gastronomie să fac, dar în sfârșit. Și la un moment dat, soția, cu un fler deosebit, îmi spune, zice, apuc-te de scris. Ai, mamă, ce să scriu? În mintea mea erau Sadoveanu, Coșbuc, știu eu ce. Ăștia scriau. Am avut întotdeauna pasiunea lecturii. Dar o pasiune... Ați citit mult? Enorm, enorm. Și altceva decât lucrări de specialitate, da, în perioada când ați fost pilot? Da, sigur că da. Da. Deci și eu și colegul Davidovici eram niște împătimiți ai lecturilor. Prozatorul Doru Davidovici, prozatorul, da, care a scris și a publicat și în perioada cât a fost pilot. Da, da. Și din păcate... Da. A căzut cu avionul la 40 și ceva de ani. Da, în 1989, în primăvară. Și zic, măi, nu, te apuci și scrii. Când îți dă soția un asemenea ordin, chiar dacă era mai mică în grad decât mine, m-am apucat. Știți? Și am început cu niște povestiri. Cu un niște... Major v-a dat dumneavoastră, da, ordin? Da, da. Sigur. Comandor? Sigur, sigur că da. Care da. Înseamnă colonel, da, în aviație? Și... m-am apucat de scris. Interesant este faptul că am avut și un context social care m-a stimulat foarte mult. Imediat cum am ajuns în Iași, tot așa o întâmplare m-a adus în contact cu un club umoristic literar, Cenacul Academia Liberă Păstoreni.
Și am fost stimulat de, și de contextul acesta și de porunca soției și m-am apucat de scris și prima carte a avut chiar un succes neașteptat pentru mine. Despre ce era vorba? Se chema Bine că ai râs ieri și era o carte de catrene, epigrame, poezii umoristice. Ar trebui să ne gândim de foarte multe ori dacă acest, cum să vă spun eu, context literar, science fiction, umor, ironie, nu cumva cuprinde ceva mai mult decât în general ne așteptăm să deschidem o carte de umor și să începem să râdem, să hăhăim de la prima la ultima, prima frază la ultima. E, nu este chiar așa. De foarte multe ori, scriitorii de umor, cei buni, ascund mesaje profunde, într-o formă lejeră de exprimare. Iată, vreau să vă întrerup, să subliniez o apreciere a scriitorului Bogdan Olmu, profesor universitar, care spune despre dumneavoastră: ironia, sarcasmul, situația bufă sunt contrabalansate de puseul filozofic, ba de fiorul erotic, ba de o tristețe subterană care te face să râzi în stop cadru. Da. E o caracterizare, cred, da, extrem de, de da, corectă a scrierilor dumneavoastră. Domnul profesor Bogdan Olmu este un fin cunoscător al literaturii, să spunem, umoristice, el însuși fiind un scriitor. Din ceea ce am citit în lucrurile scrise de dumneavoastră, am constatat că aveți o anume siguranță și un anume control al exprimării, al poveștii. Vă simțiți ca un... Vă simt ca un militar, ca un pilot pe supersonicul literaturii. Este frumos, valabil? Frumos spus. Eu nu consider că fără disciplină nu se poate face nimic. Disciplina este un concept pe care unii îl înțeleg ca fiind o îngrădire a drepturilor și libertăților. Nu. Disciplina este o rigoare în abordarea oricărei probleme. Deși mulți scriitori v-ar contrazice aici. Sigur că da. Sigur că da. Știu, sunt oameni, am foarte buni prieteni care nu concep constrângerile diurne, să le spunem. Ei lucrează noaptea, se culcă la ora 6 dimineața, se trezesc. E treaba lor, este libertatea lor. Deci dumneavoastră nu sunteți un boem. Nu, sincer nu. Nu, nici, deci, sub nicio formă nu sunt un băiat. Și atunci cum vă ies lucrările? Pentru că aveți apreciere, ați fost premiat de filiala Iași a Uniunii Scriitorilor, sunteți membru a Uniunii Scriitorilor, da, din România? Da. Dar știți cum scria Ionel Teodoreanu? Să trecem într-o poveste. În concediu, se scula dimineața la 6, la ora 8 se așeza sub nuc cu o cafeluță și începea să scrie. Până la ora 14. La ora 14, ca noi toți moldovenii, masa, un somn de după masă, din cauza asta scrie el atât de frumos în La Medeleni, acea atmosferă tainică a odihnei de după masă, în care cei mai în vârstă dorm, iar cei mai tineri țes intriși, dulci intriși de iubire. Pentru că el cunoștea fenomenul. Seara s-a apucat de nou și scria până pe la ora 7-8, când era cina. Avea, deci, o disciplină a muncii. Și eu am... Pentru că eu toată viața mea am fost... M-am trezit la o anumită oră, m-am culcat la o anumită oră, tot a fost program. Bă, a mă dezice de chestia asta, acum ar trebui să mă bage... Mă bagă în depresie, pur și simplu. Deci eu îmi respect disciplina mea proprie. La mine așa este. Odată intrată ideea, încep să vină personajele și ele încep să se construiască pe ele, cu conflictele, cu așa. Eu trăiesc tot timpul cu ceea ce scriu. În capul meu, și când nu scriu, personajele își joacă rolurile. Și mi-e ușor să le trec pe... Știți, ele își fac de cap acolo, dar eu le cenzurez și le aștern într-o... Din cauza asta are o formă principială, riguroasă, scrierea. Despre aviație n-ați prea scris. Nu. Deși aveți
mai multe romane, aveți proză scurtă, lucrări umoristice. Da, nu. De ce? Mi s-a părut că este un domeniu sacru. Din păcate am citit o mulțime de lucrări de scrise de piloți despre aviație și majoritatea sunt extrem de proaste, aride, fără suflet, fără nerv. Dar sunt și din cele bune. Sunt. Dacă ne gândim la Saint-Exupéry, de exemplu, un pilot, un scriitor, dar cu calități de pilot extraordinar. Da, dar Saint-Exupéry în scrierile lui nu face numai viraje și ochește și chestii de astea. Baga acolo, cum să spun, liricul, sentimentul, omul. Asta este marele lui merit. Și vreau să vă spun că am citit Pierre Closterman, de exemplu, cu Marele Circ. La fel, nu trage de manșă și împușcă tot timpul. Are secvențele din afara celor de zbor în care omenescul predomine. Ori toți suntem oameni, indiferent de mine. Culmea e că vreau să vă spun, în literatura română, în afară de Davidovici, a apărut o carte foarte bună, nu mai țin minte cum se cheamă, de aviație, asemănătoare cu a lui Pierre Closterman, dar scrisă de un tip care n-a zburat niciodată. A fost însă întotdeauna în aviație. Ați avut și aveți o viață bogată, plină de evenimente. Ce credeți că a contrabalansat până în prezent? Aviația sau literatura? Ha. Iată că mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Putem spune așa, aviația a fost, iar literatura este încă și sper să mai fie. Mi-e greu, eu nu pot să mă despart de trecutul meu. Nu m-am despărțit nici de carnetul de partid, cu care mulți au făcut acte de asta, de eroism fals, pentru că și aia este o parte a vieții mele. Și eu am fost acolo. Nu pot să mă dezic de ceea ce am fost. Nu pot să mă dezic de ceea ce sunt și nu știu ce voi fi. Deci toate au greutatea lor. Dar ce iubiți mai mult? În momentul de față, dacă mi este dat să... Eu fiind un om leneș de felul meu, liniștea, tihna, pacea, pentru că, vedeți, sunt stimulative pentru creație. Ai o siguranță a existenței și poți cu mintea să te duci în sferele în care dorești. Nu te mai preocupă micile necazuri ale vieții sau cele care ne preocupau în vremurile când alergam ca nebuni după mâncare, iar noi de fapt eram, știu eu, mari profesioniști, chirurgi, ce eram noi, profesori acolo, și trebuia să alergăm după mâncare. Deci ce iubiți mai mult? Viața.